În perioada 1 ianuarie 31 octombrie 2012, la sediul instituției noastre s-au înregistrat 359 sesizări privind situații de abuz, neglijare, exploatare asupra copiilor. În urma a 88 de deplasări, au fost preluați în regim de urgență un număr de 137 copii, 63 băieți și 74 fete, care au fost plasați astfel: 47 de copii la asistent maternal profesionist, 38 de copii la centru de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat din Târgoviște, 2 copii la complexul de servicii sociale Casa Soarelui, 2 copii la centru de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever Găiești și 48 copii au fost plasați în regim de urgență la rude sau alte persoane. Telefonul copilului stă la dispoziție 24 de ore din 24. Pe acest număr au fost primite peste 800 de apeluri care reclamau aceleași probleme: neglijare, exploatare și abuz în cazul copiilor. Tot în această perioadă, spitalele din Dâmbovița au raportat 22 de copii abandonați la maternitate, marea majoritate ajungând la asistenții maternali profesioniști, pentru restul dispunându-se plasamentul în regim de urgență. Și primăriile din județ monitorizează peste 160 de mame minore.